Da, astea sunt vremurile. Cei care lucrăm, inclusiv tu, în fotbal, știm foarte bine că în fotbal nu e permanent totul liniar. Sunt și momente mai de colas, mai când strângi din mușchii fesieri, că asta e. Dar noi am făcut-o și o facem, cei care sunt acolo și mulțumesc lui Dumnezeu că mă număr printre ei, încercăm să facem lucrurile cum trebuie. Iar faptul că, de exemplu, acum de sărbători, am reușit să văd în sala Rapid mai mult de 600 de copii rapidiști, atenție, nu dintre suporteri, că n-am avut puterea și cu pandemia și cu situația financiară să aducem și cu copiii suporterilor. Am strâns copiii de la fotbal, copiii de la celelalte sporturi, micuții cu echipamentul rapidist pe ei și le-am simțit spiritul, Robert. Eu am adus de la, că pe cei sub 12 ani, i-am dus la opera comică, la un film de animație. Și după aia i-am luat de la opera comică și trebuia să-i duc la sală unde era festivitatea și erau și celelalte 100 de copii. Inițial am fi vrut să-i ducem prin stadion, nu s-a putut. Și am luat printre, să dăduseră jos gardurile, că s-a terminat construcția la stadion și erau niște borne cu niște sfori care oarecum delimitau de șosea, că mi-era frică, bă, copiii să ne ajungă în șosea. Și am fost prima oară liniștit. Când m-am dus să iau, n-am anticipat că toți părinții care vin la sală pentru festivitate și-au parcat mașinile acolo. Și nu mai aveai cum să cari copiii decât sau să iei, și era vorba de 150 de copii, sau să iei prin șosea, ceea ce era imposibil cu circulația și cu mașinile, sau printre dărâmături, printre... Ba, mă, și nu știam, frate, ce fac, cum să... Că erau micuți. Se împingeau, se chirăiau, făceau ca tot țelea, împlezdeau venele. Și am început la un moment dat, bă, și când îi vedeam din tot sufletul început, săpunarul, săpunarul! Și pe urmă i-am băgat în foaierul sălii, unde era foarte aglomerat și iarăși, bă, trebuia să se intre într-o anumită ordine, ei fiind micuți, iarăși zbuciumați. Și am dat strigătul din vechea Troie, am dat alea. Dar îi vedeam cum din tot sufletul. Știi că la un moment dat mă lua sigura pe dinainte și începusem și cu în pădurea, cu alune și zic, aoleu, stai că nu e bine, că sar părinții după aia că îi învățăm cei după ora 12 noapte. Dar vreau să zic, acești 600, acum mai pun pe toți, acești 600 de copii care au primit o punguță cu diverse lucruri de la Rapid și îi vedeai cum cântă și cum cântă imnul și că se bucură de Rapid, păi ce satisfacție mai mare să ai, Robert. Corect, Rapidistic corect. vorbind. Între copiii ăștia, poate unii sunt vedetele de mâine, poate unii suporterii de mâine, poate alții microbiștii de mâine. Asta am spus și eu. N-au cum din 600 tot să ajungă sportivi. Dar marea Dar parte suport dintre ei sigur. vor ajunge în tribuna acolo și asta e cea mai mare mândrie pentru că înseamnă că Rapid nu va ajunge ca alte echipe, nu dau numele, că nu vreau să jignesc, fără suporteri. La noi întotdeauna stadionul va fi plin, la noi întotdeauna peluza va fi plină și aia micuțea de urlau săpunarul, săpunarul, dacă n-ajung fotbaliști, sigur o să ajungă în peluză. Corect. Și aia e Ai cel amintit? mai mare lucru. Pentru că Corect. Aia. Rapid a trăit și va trăi prin galerie. Clar, clar. Și spre deosebire de, nu știu, ce se întâmplă prin alte locuri, parcă avea dreptate și Copos cu farmecul vieții. Da, Farmecul Vieții, Copos a lansat sintagma asta frumos, dar a făcut greșeala că la un moment dat când pronunța Farmecul Vieții, lua Dea și buzunare. aia, lua poziția elefantului de să vedea urechile și trompa și atunci nu mai era Farmecul Vieții. Adică el era foarte potent, dar încerca să scoată în evidență că noi am fost și vom rămâne o echipă săracă. Din păcate așa a fost, cu o perioadă care, să zicem, a ieșit un pic din context. Pentru că nici acum, să știi, nu e bogăție la Rapid. La Rapid e o stabilitate pentru ce se întâmplă în O fotbalul românesc. stabilitate medie, dacă putem să zicem așa. Stabilitate medie, da, dar iarăși nu ne ascundem după degete. Fotbalul românesc traversează o perioadă foarte grea. Societatea în general, pandemia care a ucis, gândește-te absența spectatorilor, care spectatorul este un aducător de venituri pentru club.
prin bilet, prin ce cumpără de la fan shop, prin floricelele, popcornul, sticla cu citirică pe care și-o cumpără, e un aducător de venituri. Ție ți-a lipsit ăsta. Și nu doar Rapidului. A întreg fotbalul românesc. Iar faptul că Rapid în acest moment e pe o linie de plutire, ce înseamnă? Că totul a fost gestionat cum trebuie. În contextul în care în niște foarte puțini ani s-au făcut pași mari, cu convulsiile care sunt. Pentru că la Rapid va fi convulsii și dacă luăm titlu. Corect. Poate să fie convulsii. Da? Ai luat titlu și te-a scos Anderlecht și a ieșit ce a ieșit. Ce mă vorbi? Deci liniștea la Rapid durează o zi. Atât. Atât. Noaptea după victorie. Noaptea după meci, ca a doua zi. Robert, îți dau cuvântul meu. Am bătut FCSB, am venit acasă. Niciodată nu pot să dorm după meci, chiar dacă nu sunt jucător. Dar mă obsedează să văd, să analizez și eu faze, să văd ce a fost, cum a fost. Îmi pun un șpriț, stau toată noaptea. Chiar și după victorie cu FCSB, ziceam, bucuria asta și împlinirea asta o să dureze doar până dimineață. Pentru că dimineață, sigur, primesc un mesaj că nu știu ce. Văd comentariul lui Cătărică că nu știu ce. Primesc telefon că s-a întâmplat nu știu ce belea. Așa a fost și așa o să fie la Rapid. Dar poate și de asta e farme cu vieții. Da. Nu pot să mă abțin că ai întrebat, ai zis mai devreme de magazin și de vânzări. Și de... Băiatul ăla care m-a ajutat cu tricoul pentru filmări mai lucrează la Rapid? Măi, în momentul acesta, fanshop-ul ăsta a fost o decizie la nivel de club la care eu nu m-am implicat și probabil că nici n-aș fi avut drept de veto, din motive interne, a fost externalizat. Deci fanshop-ul acum este susținut, administrat de către o firmă externalizată, dar care logic face pentru Rapid, Rapidul și încasează procentele de rigoare, însă într-adevăr au existat niște, nu pot să le spun convulsii, niște lucruri care nu au fost tocmai ok. Nu au fost cum am fi vrut noi să meargă, dar credem că ele vor merge, credem că se vor așeza în momentul în care la stadion există spațiu dedicat fanshop-ului, clar. La gara de nord va exista acel magazin care mie mi-a opărit creierii de aproape 3 ani de zile. Deci vor exista și acele fanshop-uri fizice. Știu, acum rapidiștii înjură, băi Ionescule, iar vorbești tu și noi n-avem să moară să facă să dreagă, au fost sărbătorile, n-am avut tricouri pentru copii, da, știu. Din păcate nu a depins de noi din inter. Încercăm și în mod sigur se vor așeza, știu și povestea ta, tu acum am spui exact ca suporter care tu ai vrut săracul de tine, nu ca Roberniță fost jucător, ca Roberniță suporterul să-ți cumperi cu bănișorii tăi un tricou care culmea să fie și chel neinscripționat. Da. Și n-ai reușit. Da, o recunosc asta și îmi fac eu mea culpa în numele clubului via firma externalizată. Dar știi ce m-a deranjat că nu s-a putut? Bă, m-a deranjat că cu atâta nonșalanță m-a mințit. I-am spus că am zis, bă, poate că tu mi-ai zis, vorbește cu băiatul de la magazin, uite numărul lui. Și l-am sunat, i-a spus, bună seara, bună ziua, îmi cer scuze că mă deranjez, sunt Roberniță din partea domnului Lucian Ionescu. Că am zis, bă, poate ăla nu e suporter care e vânzător, că n-are obligația omul să cunoască pe toți care au trecut pe la Rapid. Bă, dacă îmi zic cu Lucian Ionescu, înseamnă că m-a trimis cineva, că mi-a dat cineva numărul tău de telefon, nu? Da. Și tu îmi spui și spun, vă rog să mă ajutați să cumpăr. Uitați, am nevoie pentru o filmare și vreau cu Rapidul, că bă, așa vreau eu cu Rapidul. Am filmat cu un tricou din Vietnam. Știi că ne-am văzut la meci, pe cuvântul meu de onoare, că m-am dus cu Geamantanu, aveam tricoul ăla care... Am ținut când m-a mințit ăla că mă sună și aș formă, tu mi-ai zis și la meci seara când ne-am văzut cu FC Argeș, că nu ți-a răspuns nici ție la telefon. Și aia am zis, bă, asta e, a doua zi dimineață la 9 aveam filmările pentru Survivor. Și m-am dus cu Geamantanu cu tricouri. Bă, aveam tricoul atât de frumos, alb,
cu alea trei inimioare. Știi că a fost o ediție limitată cu trei inimioare cu anii când s-a câștigat campionatul. Da, am de la Godfrau unul pentru muzeu. Apropo, să-i transmis domnului Ștucan. Exact. Bă, da, ăla scrie pe, cum scrie la mine aici, scrie la Dorna. Bă, CNA-ul, fiind o firmă din România, nu-ți permite să faci publicitate pentru nimic, pentru o emisiune, pentru un show TV, pentru... cu Dita mai sponsorul ăla pe piept. Și de-aia am și spus lui băiatul ăla, bă, te rog frumos, vreau unul fără sponsor. Îmi spui cât costă și când să vin să-l iau, dar îmi trebuie în două zile. M-am dus cu Geamantanu la filmări ca să aleagă cei de la costume, de la care să pricep cu toate nebuniile astea, cerințele astea. Și între alea, că face parte din trecutul meu, aveam și tricoul de la Steaua, că așa era pe vremea aia în care am debutat. Știi? Unul albastru așa și n-avea BCR, n-avea nimic. Era un tricou care nu era de joc, dar fiind un copil pe acolo și mă băga și pe mine ăia din când în când, mi-a dat Simion, magazionerul, că i-a zis, Neasim, îmi da și mie un tricou și mi-a dat un de la cum, de la toți săracii pe acolo, știi? Și ăla să uită în Geamantan, eu i-am zis, zic, domne, zic, uite, îl prefer pe ăsta. Că zice, da, da, zice, n-ai pe Vișiniu? Zic, lasă-l, domne, alb, așa, că Vișiniu n-a. Și s-a uitat el, zic, uite, sunt, e cu titlurile Rapidului, cu... Zice, nu, că e prea mare scris, zice, asta n-ar fi o problemă cu firma, că are și firma de echipament scrisă chiar pe mijloc aici, știi? Păi zice, și nici aia nu te lasă CNA-ul cu firma de echipament, ce n-ai bani? Că baia cu firma aia de echipament, dacă e comercializată în România, pui un plas, un scoci, un locoplas, ceva de aceeași culoare cu tricoul și nu se vede, știi? Și zice, bă, ăsta roșu cu albastru ar fi bun. Zic, nu e bun ăsta că mi-e mare. Și s-a mai uitat el în Geamantan și zice, ăsta de unde e? Unul roșu cu alb și cu albastru. Zic, ăsta e de la o echipă din Vietnam. Zice, asta mai că scrie Vietnam Gaz într-o parte, scrie nu știu ce, zice, ăsta merge, zice că nu sunt pe piață ăștia în România, zice, filmăm în ăsta. Și am filmat în ăla din Vietnam. Bă, mi-aș fi dorit și eu, că e ceva care va rămâne. Bă, cum zici tu? Bă, promo ăla, mai ales dacă și fac ceva pe acolo, dar și chiar dacă mă întorc mâine acasă. Bă, ăla, publicitatea și aia când apar, că mă joc cu mingii aia și aia, bă, alea vor rămâne. Alea vor fi ani și ani. Bă, și mi-aș fi dorit. Nu că mă dau eu, că am văzut și aia, mai scriu unii pe Facebook, rapidist născut, nu făcut, tu ai venit de nu știu unde, ai fost mercenar. Bă, așa, mercenar, sau cum, bă, mi-aș fi dorit amintirea asta să rămână în tricoul Rapidului. Și da, am o boală pe ăla, pe omul ăla care mi-a zis că mă sună și rezolvă și a uitat. Da, nu fac eu mea culpă, ar fi trebuit eu să fiu mai insistent și te-a ajutat de la mine. Tu ai încercat mai mult decât mine să rezolvi treaba, da? Asta e, nu s-a putut. Sper să merg acolo cât mai departe. Și când mă voi întoarce acasă să mă aștepte cineva la aeroport cu un tricou al Rapidului. Mă, oricum, orice te-ar ajuta și acolo dinspre Rapid, iarăși o spun public, te ajut eu cu mare drag. Sau, mă rog, noi clubul, vorbesc în numele clubului. Adică e clar că dacă poți acolo să duci un pic și din imaginea și spiritul Rapidului, e ceva minunat, știi? Și deci orice ți-ar fi de folos, spune. Cu vorba și cu gândul voi putea. Fizic, avem voie 3 tricouri, 3 shorturi, 3 maieuri și 3 traininguri. În rest, absolut nimic și alea trebuie să tot așa, să nu fie branduri, să nu fie firme, să nu se vadă, să nu scrie, să fie anumite culori. Sunt foarte strict din punctul ăsta de vedere. Singurul lucru la care m-am gândit un pic că sar de la una la alta, în momentul în care am acceptat provocarea și am semnat contractul cu ei și mi-am dat acordul, m-am gândit la meciul ăla de care vorbeam noi și la inaugurarea stadionului, să știi. Uh-huh. Pentru că dacă va dura... Exact. Da. Păi până când e programat? Cum că nu știu. Cât durează? Începem în ianuarie, pe 16 ianuarie începem, iar cei care vor ajunge în finală se întinde undeva între 5 și 6 luni de zile șederea acolo. Uh-huh.
Oho, e ceva. Deci e o viață de om, între ghilimele, mai ales în condițiile alea, e o viață de om și sigur, sunt sigur că nu voi prinde sărbătoarea care va fi acolo și îmi pare rău că iar este un moment care va fi în istoria Rapidului, va rămâne în istoria Rapidului, cum a fost, știi că vorbeam noi de golul cu apărătoarea lui Bălan, primul gol de la revenirea Rapidului în prima divizie. Da. Nimeni că a fost cu apărătoarea, că a fost din alunecare, că a degajat ăla. Toată lumea va citi la un moment dat, poate în ceea ce vei scoate tu la centenar, în cartea aia, va fi notat acolo. Primul gol al Rapidului la revenirea în divizia după o perioadă a fost marcat de Bălan. Păi da. Chiar am discutat cu Bălan. Să-mi dea și ghetele și apărătorile de atunci. Deci chiar am discutat. Să știi că sunt mai importante ca ghetele la bolă. Da, știu ce zici, corect. Da, am vorbit cu Bălan și Adi a promis că mi le va da. Sper să se țină de cuvânt. Că inițial era emoționat, pe urmă mi-a zis, stai că mai joc două meciuri cu ele, păi stai așa, hai să mai lăsăm meciurile, ia și tu altele. Da. Deci iar am depășit un pic timpul, dar așa e, rapidiștii să iau cu vorba și uită de timp. Pentru mine a fost o plăcere, pentru că am vorbit multe lucruri, poate unele neștiute și care apăsau un pic, poate altele știute. Important este că a fost o discuție liberă și ar trebui să știe suporterii că n-a fost nimic regizat dinainte sau a fost o discuție liberă cum ar fi la un șpriț în care am discutat ca între rapidiști. Acum că unele lucruri au plăcut sau au convenit și altele nu, asta rămâne ca fiecare să discearnă. Da. Îți mulțumesc mult de tot, îți doresc succes în ceea ce faci acolo. Și sunt nerăbdător când mă voi întoarce să văd și fizic munca care ați depus-o toți cei care sunteți implicați în renașterea Rapidului și în lucrurile frumoase care se întâmplă acolo, să le văd și eu de la fața locului. Da, Robert, și eu îți mulțumesc în numele clubului și mă bucur că și tu ții minte că practic Rapid a renăscut și în foarte puține ani, în vreo 4 ani, a făcut niște pași foarte, foarte mari. Adică lumea ar trebui să înțeleagă și știi cum să spune, nu tragi în pianist, că face și el ce poate. Deci poți, vrei, dar la un moment dat poate că ești depășit de moment, de situații și lucrurile merg mai greu. Dar te dorit s-a dorit și faptul că în acest moment Rapid este în Liga 1, pe locul 7, eu zic că e un mare lucru. Hai să ne întoarcem nițel în trecut și să ne amintim când nu mai aveam Rapidul. Și ți-am mai zis eu, era doar așa o flacăre la o lumânare care se uita ea, Doamne, să nu se stingă. Acum ai Rapid în Liga 1 pe locul 7, un Rapid care a bătut FCSB-ul, a bătut CFR-ul, s-a bătut cu alții. Un Rapid care a pierdut când nu te așteptai, dar când n-a pierdut Rapid atunci când nu te așteptai. Și un Rapid care merge înainte cu bune și cu rele. Și cu Săpunaru, și cu Robert Niță, și cu Lucian Ionescu, că toți suntem sub umbrela aia vișinie. Corect. Mersi mult de tot, să ai un an nou fericit și să ne auzim sănătoși. Cred că asta, la vremurile astea pe care le trăim, cred că asta e cea mai bună urare, să ne revedem, să ne auzim sănătoși. Da, și ție mult succes, Robert, în aventura în care pleci, că probabil că va fi o aventură și te vei întoarce alt om și cu altă experiență de viață. Multă baftă să ai. Și sper să... Și sunt sigur că chiar dacă experiența asta mă va schimba, rapidism mă voi întoarce. Asta e foarte bine și să duci și acolo un pic din rapidism. Să le povestești așa în nopțile pe care o să le pierzi, să povestești celor care te înconjoară cam ce înseamnă Rapidul și spiritul Rapidului. Ok. Lucian, a fost o plăcere. Îți mulțumesc mult de tot. Doamne, ajută, sărbători fericite și să ne revedem sănătoși. Să ne ajute Dumnezeu. Seară frumoasă. Da, numai bine. Ceau.